nou. Da? Da, să-i prescundesc. Să rog, mesia. Ce vă găsesc? Mă bucur să ne cunoaștem. Bună ziua, doamna. Bună ziua. Nu mai un fix, că nu mai pot, nu mai poate nimeni viața. Vă rog, lăsați și oamenii să iasă. Și să voteze. Bună ziua, mă bucur să vă văd. Doamna președinte, e arondată la București. Ce înseamnă emoțiile? Mulțumesc frumos pentru prezența astăzi. Vreau să vă spun că am niște emoții incredibile. E prima dată când votez în Timișoara și le mulțumesc tuturor că m-au primit bine. E prima dată când votez la Carmen Silva Liceu, unde a terminat mama. Este prima dată când votez pentru o echipă atât de bună. Și nu votez în calitate de om politic, votez ca un om normal astăzi pentru copilul meu, pentru familia mea, pentru apropiații mei, pentru toți oamenii care sau pe care n-aș vrea să-i dezamăgesc pentru nimic în lume. Votez pentru normalitate, pentru speranță și nu pentru resemnare, pentru soluții realiste, nu pentru fantezii. Și mi-aș dori foarte mult să văd că astăzi orice strategie legată de absenteism este istorie, motiv pentru care dați-mi voie să fac încă o dată un apel la toți tinerii din România să-și ia la vot părinții, chiar dacă sunt sau nu hotărâți, să-și ia prietenii la vot, vecinii, rudele, iubitul, iubita și să vină să voteze viitorul României așa cum și-l doresc. Unul normal, unul drept, unul care să le dea șanse de viitor într-o țară în care poate de multe ori n-au mai văzut șansa lor. Le urez succes tuturor și sper să fie bine începând cu mâine, mult mai bine pentru noi toți. Dă-te puțin, vă rog.